Filmul Carbon în regia lui Ion Borș a fost propus de Comitetul de Selecție din Republica Moldova pentru premiile Oscar 2023 la categoria Cel mai bun film străin. Decizia a fost luată astăzi la premiera mondială a filmului. Lungmetrajul Carbon a fost proiectat în cadrul festivalului de film din orașul spaniol San Sebastian. Am primit vestea chiar de aici, din San Sebastian, în ziua premierii mondiale. Poate este și un semn acesta. Ne bucurăm foarte mult că am primit această veste. Ce să spunem, nu ne rămâne decât să livrăm tot ce este nevoie pentru concurs și să așteptăm rezultatele. Filmul Carbon, a cărui acțiune are loc în Republica Moldova anului 1992, prezintă istoria lui Dima, un tânăr tractorist care pornește într-o aventură absurdă, plină de situații penibile. Eroul, jucat de către actorul Dumitru Roman, se ciocnește de indiferența și prostia oamenilor care îl înconjoară. Din toată această poveste, tractoristul Dima învață un lucru important, să fie om, o lecție care în cele din urmă reușește să îi schimbe viața. Tu vrei să te duci la învățare, să dai cartier, trebuie să înțelegi că eu stau fac pentru noi. Băi, domnul pe fronte, rog. Așa vrei să te duci? O, așa străin găsați mireas. Vezi, nu știi cu coas. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să mănânci câinii. Filmările au durat 36 de zile în perioada august-octombrie 2020. Din distribuție mai fac parte Ion Vântu, Igor Caras Romanov, Adriana Bâtcă, Constantin Haret și Ion Coșeru. Comitetul de selecție, format din 17 membri, printre care regizorii Vlad Drug și Andrei Dumbrăveanu, producătorul Virgil Mărgineanu, actorul Petru Hadârcă și compozitorul Eugen Doga, a considerat că producția Carbon este un film muncit, lucrat cu foarte multe detalii și acuratețe. Republica Moldova a propus anterior la premiile Oscar filmul La limita de jos a cerului în regia lui Igor Kobylyansky și filmul Toți copiii domnului în regia lui Adrian Popovici. Cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar va avea loc pe 12 martie 2023 la Dolby Theater de la Ovation Hollywood. Lista scurtă a nominalizărilor va fi publicată pe 21 decembrie 2022, iar cele 4 nominalizări finale vor fi anunțate pe 24 ianuarie 2023. Premiera națională a filmului Carbon va avea loc pe 4 octombrie la Palatul Național, iar începând cu 6 octombrie, acesta va putea fi văzut în sălile de cinema.